durerea, abuzul și multe tipuri de suferință ne fac să ne deconectăm de la corpurile noastre. Ajungem să trăim pe fast forward, să nu mai fim deloc atenți la ce simțim, ne ducem foarte mult în cap, asta e una dintre marile probleme ale generațiilor noastre, că trăim foarte mult în minte. Majoritatea adulților pe care îi cunosc sunt analfabeți din punct de vedere emoțional. Sunt oameni pe care dacă îi întrebi ce simt, cum se simt, o să-ți răspundă cu ce gândesc. Fiindcă nu știu să-și identifice, nu știu să-și numească emoțiile, nu au stat niciodată să se gândească la eu cum mă simt în acest moment. Cum se numește chestia asta pe care o simt și care mă inundă în momentul ăsta. Când vindecăm viețile noastre și traumele noastre, noi recadrăm și trecutul. Trecutul e o narațiune. Când ajungi să vezi lucrul ăsta, viața devine mult mai ușoară. Trecutul e o poveste pe care ne-o spunem și e important felul în care ne-o spunem. Când suntem într-o energie din asta de ură, de neiertare, de ciudă, de suferință, narațiunea pe care ne-o spunem despre trecut este una neagră, în general. Pe măsură ce ne vindecăm, imediat se recadrează și situațiile și oamenii. Spunea într-un text așa: durerea trebuie simțită plenar ca să treacă. Altfel rămâne acolo și forează la adâncime mare, țâșnind în cele mai neașteptate momente, necontrolat. Oricât de mari ți-ar fi rănile, oricât de mari tragediile și traumele pe care le-ai trăit, te poți vindeca și trăi cu sens și bucurie. Dar este nevoie de un efort foarte mare, de muncă, de dorință. Iar acest proces este dureros. Poate fi dureros. Este foarte dureros. Dar nu atât de dureros cât starea prin care treci tu, nu? Aici vorbim despre cât de... Ce grad de suportabilitate exact, are durerea. Cât de mult poți să suporți lucrul ăsta. Eu dacă stau și mă uit acum înapoi la viața mea, că îmi place să vorbesc despre mine, să nu dau exemple din jurul meu. Mi-a fost foarte greu. Și a fost o durere continuă, dar de cele mai multe ori era suportabilă pentru că nivelul meu de suportabilitate era foarte ridicat. Noi ajungem să fim foarte toleranți dacă suntem obișnuiți de mici cu abuzul, cu durerea, cu suferința, ne ridicăm foarte tare gradele de suportabilitate și ajungem să suportăm dureri pe care alții le-ar considera insuportabile la niveluri mult mai mici. Și atunci nu ne dăm seama de fapt cât de greu este. Dacă stau să mă uit acum, procesul terapeutic a fost și este în continuare, pentru că eu cred că, cum zice și Alon, că toată viața trebuie să ne plivim și să avem grijă de noi și să ne facem igiena emoțională. Dar să partea ne punem aia, pe direcție. Exact, partea aia grea acolo, unde destructurezi și restructurezi, a fost așa ca o operație pe viu. E adevărat. E un proces care presupune suferință și durere, însă după aceea ai vindecat acolo și se poate așeza în sfârșit poșghița, se poate cicatriza rana și după aceea poți trăi mai departe cu rana aia fără să te mai... să fie tot timpul supurândă pe sub hainele frumoase pe care le pui pe deasupra. Cum facem să nu ne deconectăm de corp și de emoții? Pentru că dacă noi nu suntem bine conectați cu noi, nu ne putem conecta nici cu ceilalți și nici cu situațiile sănătoase de viață. În zilele noastre, mie mi se pare tot mai greu de făcut lucrul ăsta, dar în același timp, iată, din fericire, au apărut și la noi tehnicile astea care țin de meditație, de yoga, de mindfulness și care, cele mai multe dintre ele, par așa niște lucruri foarte greu de făcut, dar ele, de fapt, sunt tehnici foarte simple care ne aduc atenția înapoi la corpul nostru, la respirația noastră, în clipa de acum. Deci nu e ceva chiar așa o filozofie extraordinară. Oamenii când aud de meditație au senzația că trebuie să leviteze și să... Nu. O simplă tehnică de observare a propriei respirații de câteva minute este deja meditație. Și e important să facem asta, pentru că durerea, abuzul și multe tipuri de suferință ne fac să ne deconectăm de la corpurile noastre. Ajungem să trăim pe fast forward, să nu mai fim deloc atenți la ce simțim, ne ducem foarte mult în cap, asta e una dintre marile probleme ale generațiilor noastre, că trăim foarte mult în minte și mintea e așa un rezervor nesfârșit de gânduri, de
tot felul de tipuri de ideații, suntem tot timpul prinși acolo în majoritatea marasmul, nefolositoare. Sigur că, dar în marasmul ăsta al creierului care niciodată nu se termină și uităm să ne uităm la noi, la cum ne simțim, de fapt. Și majoritatea adulților pe care îi cunosc sunt analfabeți din punct de vedere emoțional. Sunt oameni pe care dacă îi întrebi ce simt, cum se simt, o să-ți răspundă cu ce gândesc. Fiindcă nu știu să-și identifice, nu știu să-și numească emoțiile, nu au stat niciodată să se gândească la eu cum mă simt în acest moment. Cum se numește chestia asta pe care o simt și care mă inundă în momentul ăsta. Cum reacționează corpul meu în anumite situații. Exact. Noi, de exemplu, adică tragem de el. Noi, de exemplu, folosim la grup un paletar de emoții pe care îl dăm oamenilor în momentul în care facem, le luăm temperatura emoțională și trebuie să facă acele... Le luați temperatura emoțională? Da, așa. Ce frumos! E un lucru foarte important ăsta, pentru că îți dă, până la urmă, îți dă măsura în care omul e acolo. Poți vedea la începutul unui grup, de exemplu, cum se simte și să vezi cum a funcționat pentru el exercițiul acela de grup și la sfârșit întotdeauna o să vezi cât de mult se schimbă. Și ce scrie pe acel termometru? Noi avem un paletar întreg pentru că oamenii nu știu să zică cum se simt și atunci le dăm să se uite, să vadă cu care dintre emoțiile astea se identifică, ceea ce simte, cum se poate. Dă-ne două, trei exemple. Se poate. Păi, sunt o grămadă, de la liniștit, furios, anxios, nu știu, agitat, trist, furios, vesel, bucuros, fericit, sunt foarte multe. Vezi, adică sunt lucruri, de aceea te rugasem să ne dai exemple, pentru că fac parte din viața noastră. Și sunt senzațiile noastre și pe care nu le putem identifica. Și e foarte important să vedem în același timp, și iarăși având acest exercițiu de luatul temperaturii emoționale, cum îi spun eu, putem vedea cât de mult se pot schimba de la 30 de minute la 30 de minute. Și observând lucrul ăsta, să înțelegem că și în viața reală se întâmplă la fel. Pot trece prin stări și emoții diferite din întreaga paletă într-o singură zi. Și în momentul în care văd asta și pot să-mi identific emoțiile și știu că vor trece. De exemplu, când trec printr-o stare de furie foarte puternică, pot să o identific, pot să văd, ok, acum sunt furios, dar emoțiile sunt până la urmă ca norii pe cer, ele vin și trec și e important să vedem asta și să nu ajung să mă identific cu emoția mea. Pentru că dacă ajung să mă identific cu tristețea, dacă ajung să mă identific cu furia și cu celelalte emoții pe care noi le numim negative, dar care sunt absolut firești, s-ar putea să mă duc în alte zone de tulburare psihică până la urmă. Renunțarea la suferință, la traumă, se poate face și pe căi spirituale? Adică nu e suficient doar să aplici niște tehnici foarte bune, foarte clare, într-un cabinet de terapie. Ai nevoie să te conectezi și cu divinitatea, cu sursa ta, cu ceea ce crezi tu. Tu cum te raportezi la asta? Eu cred că este foarte importantă partea asta de spiritualitate și... Cred că pentru fiecare om, în primul rând, că trebuie respectat. Adică e bine să avem toți căutări exact, în direcția aceasta. Exact, și cred că trebuie respectat și noi ca terapeuți trebuie să facem lucrul ăsta. Indiferent care este credința spirituală pe care o are omul cu care lucrezi, trebuie să o respecti și să vezi acolo, de fapt, o cârjă emoțională foarte puternică pe care omul o poate folosi în propriul ajutor. Eu însă am propriile mele căutări spirituale. Sigur, aș putea spune despre mine că sunt mai degrabă agnostică, în sensul în care nu cred că religiile, așa cum sunt ele folosite și structurate acum, nu se potrivesc cu felul în care văd eu ceea ce numim divinitate. Dar asta nu înseamnă că eu nu am propria mea credință și, de fapt, lucrul pe care cred cu cea mai mare putere este că cu mintea mea de om, cu instrumentele mele foarte limitate, nu am cum să ajung să înțeleg, să concep, să percep divinitatea. Mi se pare foarte important și când vorbim de credințe religioase, să putem să distingem credința care ne ajută și comportamentele religioase care ne ajută de cele care ne pot face rău. Și e important să știm că poate deveni religia o dependență. Iarăși mă întorc la terapia dependenților.
Pentru că acolo de multe ori e nevoie să înlocuiești o dependență, așa numită rea, cu o dependență bună. O să vezi că foarte mulți oameni se vindecă găsindu-L pe Dumnezeu, înlocuind practic alcoolul, drogurile, jocurile de noroc, sexul sau ce alte tipuri de dependențe au cu religia, cu Dumnezeu. Și devin habotnici, devin oameni religioși fervenți care se vor duce foarte mult la biserică. Și sigur că asta poate să pară de foarte multe ori un lucru bun, însă am cunoscut familii complet distruse de lucrul ăsta. Tați care au devenit din alcoolici pocăiți, au intrat într-o confesiune din asta sectantă și au adus niște reguli odată cu intrarea în aceste secte în familii care le-au distrus practic viața copiilor. Și am auzit copii spunând că era mai bine când tata bea decât acum când este pocăit. Deci iarăși extremele nu exact, sunt, trebuie găsit o formă de echilibru. Și sigur că avem nevoie să ne raportăm la ceva care e mai sus decât noi. Avem nevoie să credem că viața asta are sens. Eu respect foarte mult partea asta de credință în oamenii pe care îi întâlnesc și îi cunosc. Însă în același timp mă feresc eu însămi de a mă duce într-o zonă de dezechilibru, fiindcă e foarte ușor în momentul în care nu ești bine, că spuneai de vindecare, în momentul în care ai foarte mare nevoie de ajutor, în momentul în care ești în dezechilibru extrem, în suferință foarte mare, să iei o soluție din asta magică în brațe. Și să ajungi să crezi că dacă vei face 100 de mătănii, te vei vindeca. Sau oamenii au nevoie de soluții magice. Ei cer ajutor de la Dumnezeu. Da. Ei se roagă și cer rugăciunea, care este foarte bună. Sigur că dacă mai vorbesc de aceste tehnici care ar putea fi, care ar putea înlocui introspecția și până la urmă un proces de vindecare autentic. Noi încă operăm mult cu creierul magic. Încă avem nevoie de credința asta că ceva s-ar putea întâmpla peste noapte și să ne modifice viețile în așa fel încât să devină nimic extraordinare. Dar noi să nu facem nimic pentru asta. Exact, exact. Și de asta e important să înțelegem că Dumnezeu nu este până la urmă un bancomat cu soluții pentru nefericirile noastre. E cam bancul ăla cu omul care stătea pe acoperișul casei și treceau la inundație și treceau bărcile pe lângă el și Doamne salvează-mă și la un moment dat când moare zice, da, m-am rugat la tine și te-am salvat. Păi ți-am trimis 3 bărci, nu te-ai urcat în niciuna. E foarte important să disjungem cumva diferența între a aștepta soluții magice de la un Dumnezeu care e un fel de, nu știu, moș cu barbă albă, moș Crăciun al oamenilor mari, care vine cu soluții magice, și a face noi ceva ca să ne salvăm. Tu spui că nu gândești în termen de păcat, ci în termen de traumă. Așa, da. Da, pentru că dacă te uiți la toate păcatele, ele de fapt sunt niște încălcări majore ale și transgresiuni dincolo de ceea ce este acceptabil și moral și sănătos. Și toate se sfârșesc cu traumă până la urmă. Dar ce facem cu cei care trăiesc doar cu povara păcatului? Cu teama că nu sunt iertați, că vor fi mereu judecați, că actul de penitență după spovadă nu este suficient și că mai e nevoie de altceva. E și asta o traumă a păcatului. Sigur, nu mai e o povară, e trauma păcatului. Sigur că este și este din ce fac oamenii aceia? Și din păcate e foarte prezentă, mai ales în societatea noastră, pentru că noi suntem încă destul de habotnici, așa, din multe puncte de vedere. Și există această traumă a păcatului, într-adevăr. Din păcate nu știu ce se poate face cu asta, pentru că cred că aici este responsabilitatea bisericii să-i schimbe imaginea, să-i facă un pic de PR lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu e iubire.
Și că este un părinte iubitor pentru această lume, dacă el a creat-o. Iar un părinte iubitor nu stă să-și pedepsească odraslele. E acolo ca să le îndrume, să le povățuiască, să le ajute, în niciun caz să le pedepsească. Și poate că va veni la un moment dat vremea în care și biserica va face acest PR corect lui Dumnezeu, încât să-L vedem ca pe o sursă de iubire, de putere, nu ca pe una de păcat, pedeapsă, iad sau alte lucruri. Pentru că este traumatizant, insuportabil să trăiești o viață cu această traumă a păcatului, cu această rușine pentru ceea ce ai făcut, pentru păcatele, pentru alegerile, pentru greșelile tale din trecut. Și să știi că nu a fost suficient să faci anumite gesturi, că tu vei fi tot timpul judecat și poate nu ești îndeajuns de iertat. Adică e aici, o traumă. Aici ai nevoie de percepția, de schimbarea percepției interioare despre Dumnezeu, care e lumină, care e iubire. Nu toate lucrurile pe care le punem noi în cârcă. Și e important poate de văzut că L-am construit pe Dumnezeu, noi pe El, după chipul și asemănarea noastră. Ne apropiem de finalul acestei discuții și vreau să ne spui cum putem face ca situațiile de viață, persoanele din viața noastră pe care nu le-am prelucrat, nu le-am integrat, ne acaparează și care ne acaparează de fapt existența, viața, gândurile, ne storc de energie. Cum facem ca aceste persoane și aceste situații să le scoatem din gândurile noastre, din inima noastră, din viața noastră, din preocupările noastre? Ne epuizează fizic. Aici are legătură cu cât de multă putere dăm acestor situații și acestor oameni și are legătură din nou cu a ne lua puterea înapoi și de a găsi moduri sănătoase de a relaționa cu noi și după aceea cu ceilalți oameni. Acum, în terapii, de foarte multe ori atunci când vorbim de persoane toxice care pot fi acaparatoare în felul în care spuneai tu, se poate merge până la tăierea completă a legăturilor cu astfel de oameni. Uneori, oricât de ciudat ar părea, pentru că avem relații de familie cu unii dintre acești oameni, de prietenie, și ne vine greu, fiindcă știm, nu din societate, că trebuie să ții legătura cu mama, cu tata, cu un frate, cu o soră, cu cineva care poate e foarte, foarte toxic și care ajunge să-ți acapareze mintea și cu care în interacțiune nu reușim niciodată să schimbăm nimic. Oricât de mult ne-am strădui și lucrurile se repetă și ajung să în același punct care e dureros și cauzator de suferință, de gânduri din astea, de ruminație, de tăiem pur și simplu aceste legături. Este dureros, însă este foarte sănătos pe termen lung. Și sigur, după aceea trebuie să avem grijă ce facem cu vinovăția cu care vine asta la pachet. De obicei e bine să nu facem asta de unii singuri. E bine să avem de asta terapeutul. Exact, de asta terapeutul de fapt ca și un preot care este un preot bun de ajutor. Sunt ghizi. Ei nu sunt acolo nici să te sfătuiască, nici să-ți dea soluții, nici să te judece, nici să construiască relații nesănătoase cu tine. Ei trebuie să fie niște ghizi care pun întrebările corecte, care vin cu explicațiile corecte și care te pun în fața unor decizii pe care trebuie să le iei tu și care se află în tine și te ajută să găsești resursele care de asemenea sunt în tine și la care tu singur nu ai fi ajuns. E greu atunci când vorbim de situații de felul ăsta și de oameni de felul ăsta să luăm decizii de unii singuri. Dacă am fi putut să o facem, o făceam deja. Și ne-am fi descurcat poate de mine. Exact. Deci de asta când ai tot făcut lucruri care n-au avut neapărat o finalitate bună și te epuizează și ai tot încercat și, și la un moment dat, tot făcând asta, nu ajungi nicăieri, e bine să-ți pui întrebarea, oare ce pot să fac în plus? Trebuie să schimb ceva așa. Poate nu reușesc singur. Și ăla e momentul în care e bine să cauți ajutor. Bine, eu nici nu cred foarte tare în povestea asta cu iertatul. Cred că Dumnezeu este în măsură să ierte. Eu cred că noi oamenii trebuie să ne împăcăm cu noi și cu situațiile.
Și dacă e să iertăm ceva, trebuie să iertăm, să ne iertăm nouă cumva lucrurile pe care le-am simțit la un moment dat sau pe care le-am făcut. Și cei care ne-au făcut rău? Cei care ne-au făcut să suferim? Iertarea, așa cum o văd eu, mi se pare că te pune într-o poziție de superioritate care mie nu se pare justificată. Cred că toți suntem cumva egali din punctul ăsta de vedere și toți suntem greșim altor oameni. Poate mie mi-a făcut cineva rău, dar cu siguranță, inconștient, măcar inconștient, dacă nu și conștient, am făcut și eu cuiva rău în lumea asta. Din ce poziție iert eu pe cineva sau pot fi iertată? Putem să ne împăcăm cu situațiile de viață și să rescriem scenariile și să recadrăm, că de fapt asta facem. Când vindecăm viețile noastre și traumele noastre, noi recadrăm și trecutul. Trecutul e o narațiune. Când ajungi să vezi lucrul ăsta, viața devine mult mai ușoară. Trecutul e o poveste pe care ne-o spunem și e important felul în care ne-o spunem. Când suntem într-o energie din asta de ură, de neiertare, de ciudă, de suferință, narațiunea pe care ne-o spunem despre trecut este una neagră, în general. Pe măsură ce ne vindecăm, imediat se recadrează și situațiile și oamenii. Și vedem că narațiunea nouă, aceleași evenimente, că nu se schimbă evenimentele din viața noastră, dar felul în care ne uităm la ele se schimbă. Și atunci, deodată apare mult mai multă lumină în trecutul ăla care era atât de negurat până în momentul ăla. Mie mi-a plăcut atât de tare să fac asta în viața mea, să recadrez și să regăsesc o lumină care totdeauna a fost acolo, dar pe care eu nu puteam vedea, pentru că era prea mult întuneric. Și când mi-am regăsit bucăți de copilărie pe care nu mi le mai aminteam, la care nu mai aveam acces, și de emoții, senzații, a fost un lucru absolut extraordinar pentru mine. Să văd, ok, deci același trecut poate fi privit cu ochi complet diferiți. Și ăla e punctul în care începe, de fapt, vindecarea. Cu această idee încheiem emisiunea. Mulțumesc, Petronela, pentru această discuție. Mulțumesc eu pentru invitație.